Bună dimineața tuturor! Astăzi suntem în data de 10 februarie 2023. Azi noaptea a fost minus 11 grade și urmează încă două nopți cu minus 10 grade. Este foarte greu pentru noi și pentru mine a fost destul de greu, pentru că nu dorm deloc. Chiar dacă sunt în regulă cu temperaturile în solar, monitorizez foarte bine, pentru că dacă se întâmplă ceva, într-o jumătate de oră, într-o oră, putem să pierdem foarte, foarte multe plante. Eu am trecut cu bine de această noapte și sper că și de următoarele o să trec cu bine. După cum vedeți, am semințele pe masă, m-am apucat de semănat, dar în această dimineață m-am gândit eu că ar fi bine să vă prezint din nou cum se obține un atestat de producător în România. Am făcut un videoclip în urmă cu 2 ani de zile și este destul de vizionat. O să vă las un link în descriere și de la acel videoclip. Eu astăzi am făcut cererea pentru vizarea atestatului de producător, pentru că atestatul de producător se eliberează pentru o perioadă de 7 ani de zile. Eu o am aici. Este o foaie tip, ca să zic așa, pe care scrie atestat de producător, bineînțeles toate datele. Și are perioada de valabilitate trecută pe el. Al meu este valabil din 2019 până în 2026. În 2019 s-a schimbat sistemul și s-au eliberat pentru o perioadă de 7 ani de zile. Dar asta nu înseamnă că este valabil 7 ani de zile. Putem să ne folosim de el 7 ani de zile fără să mai facem altceva. În fiecare an sau la fiecare cultură, acesta trebuie vizat. Lucru pe care intenționez să-l fac și eu astăzi. Deci la fiecare cultură pe care o avem, trebuie să facem o cerere pe care să o ducem la primăria de care aparținem sau primăria pe care ne-a eliberat atestatul de producător, în care să trecem toate produsele existente. Deci, obligatoriu, aceste produse trebuie să existe la noi în curte sau la adresa punctului de lucru. Pentru că, în mod normal, ar trebui să primim o vizită de la un inginer agronom, în cazul nostru al legumicultorilor, care să verifice veridicitatea celor cerute. Adică să vină să verifice dacă există răsaduri. De exemplu, mie acum un an mi-au cerut să pun suprafață pentru fiecare tip de răsad sau fiecare tip de plantă. Acum 2 ani mi-au cerut ca număr de plante și am estimat un număr de plante. Acum am estimat o suprafață. Un inginer specializat ar trebui să poate să estimeze că din 20 de metri pătrați de răsaduri nerepicate, putem să facem 200 de metri pătrați. În această cauză eu am trecut o suprafață estimativă și la mine, pentru că nu pot să pun foarte fix. Și, bineînțeles, din această suprafață se înțelege că numărul răsadurilor poate să fie foarte mare. Adică în 500 de metri pătrați, dacă punem numai alveole de 32, numărul este de câteva zeci de mii de fire, da? Vreau să vă citesc cererea pe care am făcut-o eu pentru anul acesta, pentru că eu fac o singură cerere pe an, adică mi se vizează atestatul de producător o singură dată pe an, pentru că eu în această dată am deja existente toate tipurile de plante pentru care cer atestat de producător, pentru care cer vizarea atestatului de producător. Am compus această cerere, să știți că mi-a destul de mult mie, pentru că am foarte multe plante și trebuie să stau să mă gândesc, mai mă duc mă uit prin solare, să nu cumva să uit ceva. Pentru că la un moment dat pot să, nu știu, să am o mașină, o anumită plantă, mă oprește, eu știu, poliția și verificând atestatul de producător să nu existe acea plantă scrisă acolo. Deci ar trebui să avem trecut pe la vizare, se completează în acest carnet, acesta este un carnet pe care îl primim împreună cu atestatul de producător și acesta reprezintă, are o parte în care primăria vizează, adică trece în fiecare an produsele pentru care, sau la fiecare cultură, produsele pentru care cerem eliberarea de atestat de producător. Și în a doua parte sunt un fel de facturier, nu scrie factură pe el, dar sunt acte fiscale care, pe care putem să le eliberăm persoanelor juridice, firmelor care vor să cumpere de la noi. Și cu aceste acte ei pot să se încarce în contabilitate și să se opereze în contabilitate. Și mai avem o parte care reprezintă un fel de aviz de drum, aviz de transport, în care noi trebuie să completăm
De fiecare dată când plecăm cu marfă la vânzare, numărul de plante, tipul de plantă, locul de desfacere și văd că avem aici și o rubrică cu cantitatea vândută. Probabil când ne întoarcem să trecem și cantitatea vândută. Bun, să știți că acest carnet este destul de important, pentru că oricând poate să apară persoane juridice care vor să cumpere de la noi firme și dacă nu putem să eliberăm o factură, acelora o să le fie imposibil să cumpere. Pentru că trebuie să aibă și o justificare de unde au cumpărat cantitate pentru actele contabile. După cum vă spuneam, eu am completat cererea și vreau să vă citesc și dumneavoastră ca să vedeți cam cum ar trebui să arate. Cel puțin așa o fac eu de când am atestat de producător și a fost în regulă. Domnule primar, subsemnatul, domiciliat în adresa completă, vă rog să-mi aprobați vizarea atestatului de producător pentru următoarele produse. Și eu aici am enumerat toate produsele pe care le am, pentru că toate aceste produse există fizic, deci există. În cazul în care o să am un control de la o persoană avizată, eu pot să arăt toate aceste produse. Acum, ca și număr sau ca și suprafață, rămâne la aprecierea inginerilor, dacă estimează corect sau nu. Dar, bineînțeles, eu pot să exemplific că dintr-o alveolă de 288, eu fac 4 alveole. Deci, totul mulțit cu 4, de exemplu, la roșii, cum semăn eu câte 4 semințe în alveola de 104, dintr-o singură alveolă fac 10 alveole de roșii. Deci, la roșii se multiplică totul de 10 ori. Deci domnul inginer ar trebui să fie în stare să poată să estimeze ca și suprafață sau ca și număr de fire. Depinde cum vor ei. V-am spus, am avut cerere și pentru suprafață și pentru număr de fire. Deci vă rog să-mi aprobați vizarea atestatului producător pentru următoarele produse. Răsaduri de legume. Am pus eu 500 de metri pătrați. Roșii, ardei, castraveți, vinete, varză, salată, țelină, castraveți amari, dovlecei, roșii la ghiveci, ardei, iute la ghiveci și varză chei. Toate aceste produse există, ardei la ghiveci și roșii la ghiveci, există răsadul și este bine să le trec de acum ca să nu mai fac încă o cerere când deja o să fie plantele în ghiveci și bineînțeles dacă mi se cer mai multe informații pot să explic. La flori am trecut panseluțe, năsturei, zambile, primule, ciclamen, crăițe, calancioie, petunii, trandafiri japonezi, trandafiri urcători, mușcate, dipladenii, afoare de hârtie, leandru, trandafiri, petunii, am scris de două ori petunii, crizanteme, hibiscus de grădină. Deci eu pot să arăt toate aceste plante fără dar și poate. Plante aromatice. Mentă, rozmarin, leuștean, pătrunjel, busuioc, cimbru, tarhon, dafin, lemnul domnului, salvie și oregan. La fel, sunt toate din toate răsărite. Am și a doua serie care încă n-a răsărit, dar am prima serie răsărită, se poate vedea. La plante ornamentale avem albiția, iederă, smochin, smochin nu trebuia să trec aici, dar nu prea am avut unde să-l încadrez. Bujor lemnificat, mâna Maicii Domnului, pasiflora, lavandă. De asemenea, și acestea există. Dumneavoastră știți foarte bine din videoclipurile pe care vi le prezint că aceste plante le am și unele în număr destul de mare pentru mine. De exemplu, era să uit plantele suculente care sunt în magazie aici, eu m-am tot plimbat prin solare și dacă nu mi-au sărit în ochi, dar mi-am adus aminte și de plantele suculente și le-am trecut și pe acestea, pentru că și acestea sunt în număr destul de mare. Am aproximativ 5.000 de plante suculente. Echeverii, crasule, cactus, aloe vera, copacul de jad. Vă mulțumesc că am pus data și m-am semnat. Deci în baza acestei cereri, la care ar trebui să primesc un număr de înregistrare în momentul în care o depun la primărie, angajații de la Registrul Agricol ar trebui să vină în control să verifice existența acestor produse sau să aducă un inginer, dacă la noi la Registrul Agricol nu există persoane calificate care să poată să verifice veridicitatea acestor date, să aducă un inginer agronom de la județ, lucru care s-a întâmplat la mine, dar la început, eu am spus, nu am mai primit vizite, vizită care este obligatorie la fiecare cerere de avizare, să vină cineva calificat care să recunoască că totul este foarte clar și foarte adevărat. Deci eu n-am mai primit altă vizită. A fost la început, nu știu, un an sau doi, după care n-a mai venit nimeni.
Am întrebat la primărie de ce n-a mai venit, a zis, păi tu ești producător, ești în regulă, dar nu se poate să se meargă pe varianta asta, pentru că între timp unii producători poate să devină comercianți și să se folosească de atestatul de producător să vândă. Și nu este normal. Deci astea sunt atestate de producător date pe sub mână și cu toții știm că există și atestate de producător date fără să existe absolut nimic. Sunt date la persoane care se folosesc de această formă juridică, ca să zic așa, să poată să vândă în regulă în piețe, în târguri și probabil și pe stradă, unde în mod normal este interzisă vânzarea. M-am hotărât să fac acest videoclip, mai ales din cauza ultimelor nopți care au fost foarte grele. Adică sunt lucruri care fac diferența foarte mare între noi producătorii și comercianții care vând în baza unui atestat de producător. Aceia acum stau la căldurică, nu au niciun stres și în momentul în care începe vânzarea, ei se bucură practic de munca noastră. Vin, ne cumpără produsele de foarte multe ori pe prețuri de nimic. Și le vând mai departe cu prețuri fabuloase, dacă mă întrebați pe mine, în condițiile în care eu vindeam răsadul cu 80 de bani acasă, fiind pietre, răsadul costa 2 lei. Și nu era un răsad de calitate, nu era un răsad obținut din semințe hibrid, dar oamenii cumpărau din comoditate, nu știu, din neștiință, cumpărau. Eu vreau să trag un semnal de alarmă pe această cale, nu știu, să fim mai atenți în zonele noastre, unde apar așa zici producători și să încercăm să intervenim, să facem tot posibilul să intervenim. Ați văzut domnul Nache, domnul inginer Nache ne-a spus în materialele pe care le-am filmat cu dânsul că el practic a amenințat la primărie că dacă mai eliberează atestate de producător pe sub mână, o să le facă reclamație la Ministerul Agriculturii și direct la Ministrul Agriculturii. Să știți că eu am văzut conversațiile lui pe WhatsApp cu ministrul agriculturii, adică erau reale. Mie mi-a dat un exemplu foarte bun acest lucru și vreau să spun că dacă aflu de existența unui producător care nu este producător la mine în zonă, o să reclam acest lucru. Am înțeles că trebuie reclamat la MADR, se poate face o reclamație online. Încă nu m-am documentat foarte bine în acest sens, dar urmează să mă documentez. Și o să fac acest lucru, lucru pe care vi-l sugerez și dumneavoastră. Trebuie să lucrăm împreună împotriva comercianților care, la un moment dat, de fapt, mai tot timpul, își cam bat joc de producători. În concluzie, tot ce trebuie să facem pentru obținerea atestatului de producător pentru prima dată și ulterior pentru vizarea anuală sau la fiecare cultură, este această cerere. Deci, o cerere simplă, scrisă de mână, pe care o ducem la primărie și autoritățile trebuie să se ocupe în continuare de eliberarea actelor necesare. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și până data viitoare vă doresc numai bine.